continuăm, suntem pe data de 8 aprilie 2024 și astăzi voi elucida un pic dacă merită sau nu să achiziționez Regina Virginia, măci Virginia. Eu anul trecut am achiziționat 11 astfel de regine, dacă căutați undeva în filmele trecute, vedeți și de unde. Dacă mă întrebați pe mine, nu merită. Nu merită, fiindcă puteți avea ghinionul, să nu se împerecheze niciuna, dar puteți avea și norocul să vi se împerecheze toate. Este un fel de lozâmplic. Acum, odată la un anumit timp, achiziționezi regine din mai multe motive. Motivul meu a fost simplu, pentru a aduce și altă albină în stupină. Am așteptat un an de zile să văd cum se comportă, care e situația și am avut achiziționate două rase. Am avut achiziționat un beca și o carnica. Acum nu este nicio problemă cu becau. Deci becau s-a dezvoltat exact ca și cele pe care le am în stupină, adică foarte bine. Și voi putea duce linia mai departe. Acum am venit ca să-i mai adaug grame, să-i măresc un pic aici zona, că de la Urdiniș am văzut că e prea înghesuită și am să-i dau drumul la încă un Urdiniș, aici ăsta superior, fiindcă acesta este un înmulțitor pe care l-am folosit la împerecheri. Și bine, o să-l folosesc și în continuare la împerecheri. Acum să ridic un pic ramele. Văd că sunt pline cu albină, sau s-a extins foarte, foarte mult. O să găsiți oferte cu regina Virginia și asta rămâne doar la opinia dumneavoastră dacă merită sau. Din partea mea, nu merită. Apoi mi-am adus o lădiță să scot ramele astea de aici. Aici este o ramă plină cu miere. A venit, a adus miere aici. Se pare că este o foarte bună culegătoare de miere. Da? După diafragmă a băgat miere. Asta, de când nu m-am mai uitat eu la ea, este o săptămână. Nu mai are rost această diafragmă. Așa, scoatem diafragma. Și următoarea ramă, care era tot după diafragmă, trebuie să o verific. Și aici este miere. Mai este bună culegătoare de miere. Foarte bine, dar nu mai am loc de extindere. Nu mai am loc să extind această colonie, nu mai am. O să mă gândesc, nu știu cum o să procedez eu mai departe.
este plin cu larvar, ouă de rupe, aici am miere proaspătă căpăcită, iată aici încă nu e căpăcită, acolo căpăcește, deci am miere căpăcită. Da, nimic de zis, este o matcă foarte bună. Trec mai departe să verific puietul. Sunt rare astfel de rame. Totul căpăcit, frumos, uniform, miere căpăcită pe margine. Ce poți să mai dorești? Este perfect, da? Se pare că becau este prima care căpăcește miere la mine în stupină. Am și văzut, Regina este aici, pe ramă. Este atât de lungă că se întoarce ca șarpele. Este aici, frumoasă matcă. Eu acum între timp mă gândesc cum să-i organizez spațiu, să aibă mai mult. El trebuie mutat. Trebuie mutat neapărat. Este destul de dificil să-l mut. Am nevoie de două lădițe mici. Trebuie să fac cumva să-i eliberez spațiul cât mai repede și să-l mut în lada, în ladă separată. Ha. Foarte mult puiete ăsta în 10 zile. N-am ce să mai... E ceva extraordinar. Totul plin cu puiet, tot. Deci nu mai există spațiu, polen este depozitat. Va fi o matcă de elită în stupină. Și miere și păstură. Foarte mult. Totul este la superlativ și la această colonie. Hai. Caut o soluție în mintea mea pentru a rezolva problema. N-aș mai lăsa un minut așa. O să arunc o privire un pic la vecina lui, Carnică, care este din aceeași, cum să zic eu, de la aceeași producător de regine este. Acum, cea mai mare problemă a mea este că asta este pe 3 rame, deci e micuț. Dar ăsta e mare. Complicată situație. Oricum, am nevoie de două lădițe, clar. Dispun doar de una deocamdată. Dar voi face tot posibilul să eliberez cât mai repede astfel de lădițe. Voi încerca să fac acest lucru, dacă reușesc azi, mâine și mut.
Dar până mâine ce o să-i fac eu? Aici e plin. Acea ramă nu eu scot, eu dau. Plină cu miere. Această colonie îmi va da 5 kg de miere, de pomi. Și încă n-am florit mărul. Bine, mai e și păpădia. Atâta pot să-i fac. Am scos diafragma, am loc de o ramă. Îi pun o ramă goală și în 2-3 zile o să-i eliberez. Eliberez niște cutii ca să-i aduc, să aduc o ramă goală. O ramă goală, dar trebuia să-i fac loc. Dar pentru 2-3 zile nu mă mai complic acum. Deci din privința becaului sunt foarte mulțumit. Carnica e cam... În cazul acesta carnica e cam amărâtă. Am patru rame. Nici nu-i pun acum formic, nu văd rostul acum. O să-i pun când o să-l mut. O să aruncăm o privire și la carnică, e pe 3 rame. Se tot chinuie, se dezvoltă. Eu sper să reușesc să îi văd și la acea regină un beneficiu. Aceste regine sunt urmărite un an de zile și se poate trece la înmulțire. Acum am cele două linii de beca. Una este de la un producător și... Și cealaltă este de la un producător. Haideți să aruncăm o privire și aici la ăsta pe 3 rame. Așa. Deci merită să cumpere regine, să zic așa, împerecheate. De la acest producător merită reginele împerecheate. În cazul meu nu le voi achiziționa, doar o dată la un anumit timp, adică să treacă mult timp. Așa. Îndepărtez acest tratament. Și să văd ce a făcut și această colonie. Matca stă să caute ouă. Eu credeam că e carnică, dar este tot un beca, văd. A fontat, a umplut toată rama aici. Înseamnă că am rămas doar cu becaurile, n-am avut carnică. Așa. Deci cele carnică nu s-au împerechea. Da, este tot un beca superboat, chiar dacă este mai micuț. Ce am să-i fac până data viitoare, până la următoarea intervenție? Aici a început să-i eclozeze. Eclozează albinele aici. Totul e blocat. Are nevoie de spațiu, de cel puțin două rame. Bun, aceste două rame, să vedem ce rame i-adaug.
Este în plină dezvoltare și această colonie, așa că îi adaug astfel de ramă cu mâncare pe o parte, celule goale pe cealaltă parte. Aceasta era o ramă ideală, dar are ruptă colțul. E ruptă colțul și nu îl dau. O să mă duc și aduc o altă ramă. Bun, frumoasă treabă, ambele regine sunt în regulă, aceasta se va dezvolta fără probleme. Și cealaltă deja trebuie mutată. Cam asta e treaba cu reginele virgine cumpărate. Se pare că am rămas doar cu două becauri. E bine, e bine. Din alea negre mai am eu prin stupină. O să vi le arăt la un moment dat când ajung la ele. Până la următorul film, numai bine!